Hai să vă mai, că... să mai dăm și un breaking news. Sunați-mi și pe mine și mie pe Cristi Balaș, fanatic confirmat. Am dat zilele trecute că are ofertă Dan Petrescu din Corea, da? Și ia uite. Dan Petrescu will be the new John Bung coach. Bun. Spune Sport ce o sun. Da? Breaking news, chiar așa dau. The current CFR Cluj coach is expected to sign once he receives his Korean work visa. His first stadium appearance is scheduled for the game against Gangwon 11 iunie. Deci Fanatic a anunțat știrea acum cred o săptămână, dacă nu mă înșel. Așa. Deci am anunțat știrea. Da, fiți atenți, ca să vedeți oamenii cum sunt. Hai să vă povestesc ceva. Are hârtie acum, nu? Cum? Are hârtie. Are hârtie, da. Are hârtie, da. Da. De-aia și da, apărut. Da. Da. Și fiți atenți. Știi de ce e bine acolo? Că nu o să înțeleagă ăia când îi ceartă. Fii atent, da? Fiți atenți, da? Deci repet, știre confirmată. Deci spun clar, bineînțeles, acum dacă ziariștii coreeni, sursele, sursa păi este... Păi coreeni au citit la noi. Porți ce o sun. Nu, dă cu viza, org viza, așteaptă păi. Org... Nu, deja e clar că au niște detalii. De zic că Dan Petrescu va fi nou antrenor al lui Jean Buc, sau cum se citește? Eu nu cred că e de drum. A? Păi are hârtie, a zis Horia ieri. Ascultă, una să aibă hârtie, dar dacă îți dă hârtie, înseamnă că vrea și niște bani. Și auzi că ce că i-a așteptat, da, Petrescu să primească viza de muncă pentru, pentru Corea. Și o să fie acolo pe data de 11, nu? Da, 11 iunie. Știi că... Salut. Cristi, vreau să te întrebăm de informația care a apărut acum câteva minute. Presa coreană anunță că Dan Petrescu pe 11 iunie se prezintă la John Book. Și că va fi noul antrenor al echipei de prima ligă, John Book. Se așteaptă ca Dan Petrescu să primească viza de muncă din Corea și că va fi pe 11 iunie la meciul cu Gangwon al lui John Book. Deci John Book e o echipă bună din Corea de Sud. Și vreau să te întreb dacă știi ceva. Nu știu nimic. Nimic, hă? Noi am dat... De la voi am aflat. Dar noi am dat zile... Da, știi povestea că noi am dat în Fanatic zile trecute care ofertă, știi? Da. Are ofertă și acum apare și pe văd că și pe presa din Corea. Deci chiar nu știi nimic, nu, adică nu va anunța Petrescu nimic. Faptul că nu ne-a anunțat în primul rând pentru că avem un meci joi. Și înainte de toate, Dan Petrescu este un profesionist. Putem să vorbim de anumite momente din viața lui. Pensionate, să spun așa, sau... Nu mai vreau să revin. Ce a fost, a fost. Dar dacă e să discutăm de profesionalism, el este un profesionist. Avem meci joi, toată concentrarea este pentru acest meci. La prânz avem o masă comună cu băieții. Mai stăm, povestim, socializăm, noi încurajăm, suntem aproape de ei, ne ocupăm... pe lângă a le asigura condiții și de situația financiară, chiar ieri am vorbit cu finanțatorul și premisele sunt foarte, foarte bune. Adică? Și viitorul arată frumos, adică nu se pune problema ca să existe un jucător care activează la CFR și care nu-și primește banii. Nu există jucător care a fost la CFR și nu și-a primit banii. Adică ți-a dat ieri domnul Varga un mesaj foarte optimist pentru... Da, și ne-a și chiar am și dezvoltat subiectul, acum eu nu am să dezvolt și să dau amănunte ceea ce am discutat, dar am venit cu anumite lucruri concrete și din acest punct de vedere există liniște, ce frecuri... Deci veți fi în continuare și anul viitor din punct de vedere financiar o forță? Da, noi nu lăsăm să mai ducă bani de acasă, adică el chiar dacă are posibilități, nu-i mai dăm voie pentru că nu este nici moral, nu este nici fair, nu este nici ok. Ieri i-ai spus așa, i-ai spus domnul Varga, nu vă mai dau voie să aduceți bani de acasă? Păi nu mai vrem să aducem, vrem să ajungem să avem un club care produce, un club care are profit, un club la care veniturile sunt mai mari decât cheltuielile. E nevoie încă de o perioadă de timp, pentru că există contracte în derulare care nu pot să le închizi decât cu un acord bilateral și atunci, din acest punct de vedere, nu poți să rezolvi problema
pe termen foarte scurt. Dar maxim 2 ani de zile, din punctul meu de vedere, clubul CFR Cluj va se va autofinanța. Mult mai bine, da. Se va autofinanța.